principalele nevoi resimțite, și aici prima întrebare pe care am adresat-o a fost cumva legată de dimensionalitatea acestei nevoi, încadrarea nevoii într-una dintre cele trei dimensiuni, adică dimensiune tehnică, dimensiune legată de conținutul științific sau de partea de specialitate sau dimensiune pedagogică. Vedeți că, iată, peste 50% dintre colegi au simțit cumva nevoie mai mare de suport pedagogic decât de suport tehnic și de suport al elementelor de conținut. Și din partea răspunsurilor deschise ne-au venit foarte multe confirmări, cum că s-a perceput foarte, foarte accentuat faptul că pedagogia, să-i spunem, abordării online diferă foarte mult de pedagogia abordării față în față educației. Nu e suficient să folosești doar un, eu știu, un soft, un tool și așa mai departe, ci trebuie să te gândești și cum să-l integrezi pedagogic. Iar colegii au avut, au depus eforturi foarte mari în această perioadă pentru a-și încadra activitățile și din punct de vedere pedagogic, nu doar din punct de vedere tehnic. De fapt, așa cum vedeau studenții în studiul pe care l-ați văzut înainte, spuneau că petrec mai multe ore, ca de obicei, în fața calculatorului. Cadrele didactice din UVT au scos în evidență atât prin răspunsurile la întrebările închise, cât și cele cu răspunsuri deschise, că simt practic aproape o dublare a volumului de muncă pentru pregătirea activităților didactice în această perioadă. Bun, dacă mergem, am încercat să mergem puțin mai specific în tipul de nevoie pe care l-ar fi resimțit un cadru didactic la un anumit moment dat în această perioadă, relativ, dacă le luăm pe scala de la deloc până la în foarte mare măsură, intensități foarte mari, nu am găsit, totuși, se pare că cel mai dificil lucru a fost găsirea unor elemente transpunerea specificității unor discipline, cum ar fi în special cele vocaționale în mediul online. Aici aș remarca faptul însă că colegii de la Facultatea de Muzică au avut elemente de adaptare și inovație care mie cel puțin atunci când am citit cele 60 de pagini în răspunsuri la întrebările deschise mi-au plăcut foarte mult și cred că unele dintre ele merită testate empiric dincolo de eu știu, prezentarea pur și simplu, utilizarea în această perioadă și duse mai departe în literatură. Va fi la un moment dat o recomandare a Centrului de Dezvoltare Academică către Facultatea de Muzică în această perspectivă, un suport pentru a duce lucrurile în literatură. Bun, dar dacă revenim la slide-ul nostru, specificul disciplinei a dus cele mai mari probleme.